Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Aceasta este bine cunoscuta porunca Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Cel puțin teoretic cunoaștem versetul, cunoaștem porunca. Cât aplicăm în realitate din ceea ce cunoaștem, este sigur o altă întrebare. Încă o dată vă mulțumim că ne primiți în casele voastre și în seara aceasta o să vin în prezența dumneavoastră, în fața dumneavoastră, cu doi colegi ai mei, cu Cornel Boingeanu și cu Vali Sandu. Bine ați venit la emisiunea din seara aceasta. Vă mulțumesc că ați răspuns invitației. Mulțumim și noi pentru invitație. Drag, cu drag. I-am obișnuit pe cei care ne urmăresc și din moment ce îți faci un obicei, e bine să nu schimbi obiceiurile, că Domnul Iisus Hristos a fost răstignit că n-a respectat anumite obiceiuri. I-am obișnuit, înainte de a vorbi despre slujitor, despre slujire, despre o anumită slujire, să știe ceva despre partea omenească a invitațiilor. Familia în care s-au născut, bune și rele din copilărie, am pus un pic accent pe momentul convertirii, uneori la chemarea în slujire și sigur apoi am încercat să accentuăm slujirea în care suntem implicați, să culegem motive de bucurie, inspirație, lucruri pe care le putem imita sau subiecte de rugăciune. Vali, încep cu tine. Zi-ne ceva despre familia în care te-ai născut și ai crescut. M-am născut într-o familie ortodoxă. Tata nu era practicant, însă mama da. M-a luat adesea la biserică. Știu că încă de mic am avut o atracție față de scriptură și avea bunica mea o Biblie ortodoxă în casă și am citit toată Geneza. Cred că undeva pe la 7-8 ani. Mama mea a insistat să fiu un om educat și a investit mult în educația mea, la modul că aproape weekend de weekend îl petreceam cu profesoarele de meditații. Am fost un copil destul de bun la școală în generală. Da, și plăcea sau era un chin chestia asta? Erau anumite materii care îmi plăceau și erau anumite materii care îmi displăceau. Am luat capacitatea cu notă destul de mare, 9-28, am intrat la Colegiul Virgil Magiaru. Tu ești de aici, din zonă? Da, sunt din București. Ah, București, da. Și cam acolo a fost momentul în care am început să gust, ca să zic așa, din plăcerile păcătoase ale vieții. Cât am fost în generală, am fost foarte cu minte, la modul că nu țin minte să fi avut vreo absență în cei 8 ani de școală generală. Adică când am ajuns la liceu, am început să intru într-un anturaj. Ai descoperit că se poate și cu absențe? Da, la modul că în clasa 9, deja media mea generală era undeva pe la 8-50, deci scăzusem. În clasa 11 am avut 7-50 ca medie generală. De stilul acesta de viață păcătos pe care l-a adoptasem mi-a influențat chiar și educația. Ai pus accentul un pic pe bunica și pe mama. Tata? Eu am fost mai mult crescut de bunica mea. Părinții mei nu s-au înțeles chiar foarte bine tot timpul și atunci au insistat ca eu să fiu crescut de bunica mea, care a fost foarte grijulie și mi-a arătat multă dragoste. Până la vârsta de 14 ani am crescut cu bunica, de la vârsta de 14 ani m-am mutat cu părinții mei. Te-a afectat un pic chestia asta sau... Oarecum m-a afectat pentru că cumva mama mă vizita în fiecare zi. Deci se ducea la muncă, de la muncă venea în militari, că în militari am crescut. Deci tu chiar stăteai cu bunica, adică da, erai acolo. Venea, stătea vreo 2, 3, 4 ore cu mine, m-a ascultat din toate materiile, temele, materiile pe care trebuia să le știu pentru a doua zi, făcea temele cu mine, după aia pleca la bloc. La bloc însemnând la Uniri, că acolo locuiau părinții mei. Și m-a afectat un pic lipsa tatălui meu, dar cumva s-a compensat în a doua perioadă a vieții, când am început să locuiesc cu el. A fost un pic dificil și pe fondul faptului că mai târziu am citit multă psihologie și mi-am dat seama că tindem să-L asociem pe Dumnezeul nostru din cer, pe Tatăl nostru din cer, cu Tatăl nostru pământesc. Și drept că o perioadă l-am văzut cumva foarte distant pe Dumnezeu, foarte nepăsător, foarte neimplicat. Cam asta a fost concepția cu care am intrat în liceu. Dumnezeu e undeva acolo sus în cer. Își vede de ale Lui. Deci credeai în Dumnezeu. Da, credeam în Dumnezeu.
Dumnezeu, am participat de multe ori la liturghiile ortodoxe de duminică, m-am amulat, deși nu-mi plăceau, pentru că nu înțelegeam mare lucru din tot ceea ce se întâmpla acolo. Ce îmi plăcea însă era porțiunea aceea spre finalul liturghiei, când preotul ținea o predicuță de 10, 15, 20. Deci era un pic mai rațional și îți plăcea chestia asta cu explicații, cu... Da, nu mi-a plăcut foarte mult cântarea ortodoxă. Îmi plăcea să înțeleg exact ceea ce se spune din Evanghelie. Și am crescut crezând în Dumnezeu, dar cumva nu eram doritor să aflu mai multe despre El. Credeam că am o inimă bună și credeam că dacă mor voi ajunge în cer. Asta a fost și momentul în care pur și simplu am fost izbit cu realitatea pe care o prezintă Scriptura, pentru că am citit la un moment dat în Corinteni un pasaj în care se spunea că orice curvar, orice închinător la idol, orice sodomit, orice malahiu, orice bețiv va ajunge în iad. Da, nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Nu? Exact. Da. Și ăla a fost momentul în care mi-am dat seama, stai un pic, că eu mă regăsesc în anumite categorii pe care Scriptura le enumără aici. Seamnă și că totuși numit... cred că mă duc dincolo. Da? Exact. Iar apoi am citit pasajele din Ieremia în care se spune că inima omului este deznădăjdit de înșelătoare și nespus de rău. Ei, interesantă a fost convertirea mea. Deci până în clasa 11 am fost total... ancorat într-un stil de viață păcătos, la modul că întregeam liniile de praf în timpul orelor de la liceu. Am ajuns să și fumez, fumam chiar și marihuana. Ceea ce e interesant este că nu am luat niciodată droguri din plăcere, ci era mai mult presiunea anturajului. Ca să faci parte din acel anturaj, ca să fii acceptat, cool, da. Da? Și ca să fii văzut ca un om important, cumva trebuia să particip la toate aceste lucruri. Am renunțat în clasa 11-a să mai consum orice fel de drog, fără să-L cunosc pe Dumnezeu la vremea respectivă. Din cauza e bine că te cunoștea El pe tine, știi? Da, exact. Pentru că ajunsesem mult prea slab. La 1,78 m aveam 57 de kilograme. Ți-ai pus probleme de sănătate deja de viitor? Nu neapărat, dar nu-mi plăcea cum arăt, pentru că atunci când consumi anumite substanțe dintre acestea nocive, pur și simplu pofta de mâncare este nimicită. Nu mâncam nimic cu zile. O să revin la convertirea ta, să vedem cum a avut loc. Corneliu, familia ta. Bănuiesc că e... E o istorie ceva mai lungă. Da. Hai să vedem cum o facem scurtă. O facem scurtă. Eu m-am născut într-o familie de credincioși. Binecuvântarea pe care am avut-o în familie a fost că bunica din partea mamei și mama, evident, au fost evreice. Deci am crescut în contextul ăsta în care relația cu Dumnezeu era hotărâtă, serioasă, nu era de glumit. Mi-aduc aminte că... Așa mai legalistă. Da, da. Nu-i de discutat. Evreul și legea, da. Da, de exemplu, când în copilărie încercam să evit plecarea la biserică, inventam eu tot felul de mă doare capul, mă doare stomacul, mama zicea, cu tot cu durere de stomac, mergem la biserică. Dacă nu te mai doare ceva. Și atunci asta era, ăsta era contextul. Și nu-mi pare rău, a fost un mod foarte disciplinat de relație cu Dumnezeu. Am învățat din copilărie să citesc Scriptura într-un mod foarte disciplinat. Ți-a și plăcut? Sau doar... Inițial nu. Inițial era așa, un soi de disciplină pe care trebuie să o fac, așa e bine. Mai târziu s-a întâmplat momentul ăla când s-a trezit în mine dorința de a-L cunoaște pe Dumnezeu din plăcere, când am văzut anumite intervenții ale Lui în viața mea. Fiind 8 copii, au fost destul de multe situații dificile. Tu al câtelea ești? Al doilea în ordinea nașterii. Dar, de exemplu, am fost extrem de impresionat de faptul că mama ne tot spunea versete din Scriptură și dimineața când ne trezea. De exemplu, mă cheamă oficial Corneliu și mama zicea, scoală-te și rugăciunile și milostenile tale au ajuns la urechea lui Dumnezeu. Pe mine mă marcau atât de tare vorbele astea că atunci când mă rugam, îl și vedeam parcă pe Dumnezeu acolo. Deci era imaginea aceea fantastică care s-a creat în mintea mea datorită vorbelor mamei. Dar mai târziu am ajuns să descoper că Dumnezeu e prezent și prin faptul că au fost dificultăți multe în familie cu 8 copii, vă puteți imagina, perioadă dificilă de viață, într-un cartier sărac al Brăilei, crescut. N-a fost neapărat luxul de pe lume? Nu, dimpotrivă.
Și o surprindeam pe mama rugându-se, eu tot la mama, că tata era plecat cu munca, tata ducea în casă banii, era plecat cu lunile. Stai seama la 8 copii, da? Da, și de-aia istoriile mele se leagă de mama mult de tot. Mama se ruga și spunea foarte simplu: Doamne, te rog să ai grijă de hrana pentru copiii mei. Ai auzit-o rugându-se așa? O surprindeam adeseori. În prezența voastră s-a rugat vreodată așa? Nu, nu, nu. Ea se ruga undeva într-o cameră ascuns, undeva departe de ochii noștri. Nu vrea să ne arate că o îngrijorează asta. Dar o surprindeam, că o căutam. Mama, unde ești? Da. Și când intream acolo, o auzeam rugându-se. Și probabil că ți-amintești că în perioada aceea de timp erau chiar și credincioși din Statele Unite care trimiteau pachete de alimente. Pentru mine e emoționant, evident, dacă veneau pachetele alea, erau ca mană din cer. Deci era copleșitor pentru mine să văd că Dumnezeu are o grijă atât de precisă. Și după aia am început să conștientizez că nu e doar o teorie asta, că e o viață pe care o trăiesc cu Dumnezeu. Și El mi s-a descoperit. La 15 ani m-am botezat, după am vrut să devin inginer. Ăsta a fost visul meu. Că fratele meu, fiind cel mai mare în casă și cu mai multă atenție din partea celorlalți, ceva mai îndrăzneț, el vrea să fie păstor și a ajuns păstor. Și am zis, eu nu mai vreau, ajunge unul în familie, că da. Deși bunicul s-a rugat tot timpul când s-a întors la Dumnezeu, ca Dumnezeu să-i dea un slujitor, i-a dat slujitorul ăsta și a zis, gata, ăsta e răspunsul la rugăciune, numai că Domnul a dat mai mult decât a cerut. Păi, da. Sunt trei acum în casă care așa slujesc. Face Domnul. Așa face Domnul. Și de atunci slujesc ca păstor. Am încheiat de curând, de un an de zile, slujirea pastorală, că am ieșit la pensie. Și nu zicem, dat acum o altă... Oficial, așa, oficial. Da, da, da. Dar eu știu cum numesc chestia asta. Să știți, chiar, scuze-mă, chiar mă deranjează. Este o chestie care mă deranjează. Să spun de ce. Pentru că eu am ales. Și tu ai ales. Că nu ne-a dat nimeni afară. Poate cumva îndurerând biserica, am ales să nu mai fiu cu contract cu biserica, exact. Dar sunt în grupul pastoral, nu știu ce, și la un moment dat nici nu știu cum să mă prezint, pentru că lumea nu știu de unde face atât de mult legătura între bani și slujba de păstor, când tot cu pensionar. Păi pensionar că lucrez mai mult ca înainte, sau cel puțin la fel. La mine definiția era dinainte de a mă pensiona, că voi lucra mai mult cu bani, mai puțin. Știi? Dar într-un fel începe să mă deranjeze că în mintea unora slujirea este legată de bani. Și dacă nu mai ai un contract financiar cu cineva, tu nu mai slujești sau nu știu ce. Deja asta este chiar deranjat. Nu. Este o nouă etapă pe care mai degrabă Dumnezeu mi-a deschis-o de la 1 ianuarie din anul ăsta, deși au fost perioade mai dificile. Dumnezeu mi-a încredințat o responsabilitate misionară în România, o organizație misionară care se numește prescurtat OM, Operation Mobilization. Conduc această organizație misionară și inima mea este pentru misiune. Și super. Mă bucur că ne întoarcem la misiune. Hai să sunt curios. Cum a avut loc convertirea la tine? Mi-aduc aminte că unul dintre prietenii din anturajul nostru provenea dintr-o familie de oameni credincioși. Deși culmea, el se ocupa chiar cu distribuirea de droguri. Eu aveam adesea niște vise foarte ciudate și la un moment dat m-am gândit că poate el fiind dintr-o familie de oameni credincioși... Acolo ar fi soluția să-l întrebe. Ar putea să-mi da? Zică cam ce înseamnă visele alea. I-am povestit visele pe care le aveam și el mi-a zis, țin minte că eram în parcarea unui mall la AFI aici, în apropiere de noi, și el nu mi-a răspuns nimic la ceea ce eu l-am întrebat, ci mi-a spus doar atâta, măi Vali, dacă vrei să afli adevărul despre toate visele astea și despre tot ceea ce e în jurul tău, citește Biblia, că acolo e adevărul. Și mi-a mai spus ceva ce mi-a rămas... Te-a marcat așa cum... Pur și simplu mi-a rămas în memorie, și anume faptul că dacă Dumnezeu mi-ar deschide ochii să văd lumea spirituală care se află în jurul meu, aș vedea foarte mulți îngeri și foarte mulți demoni. Nu știu ce s-a întâmplat în momentul ăla, eu nefiind familiarizat cu terminologia biblică, eu nu l-am primit pe Iisus în inima mea atunci. Ca să fiu sincer, nici nu auzisem foarte clar mesajul mântuirii.
Adică că Domnul Iisus Hristos a murit la cruce pentru noi și prin credința în El ne dă harul de a fi mântuiți. Sau cel puțin nu standard, cum îl prezentăm noi. Deci n-am auzit. N-am auzit. E, dar din seara aceea s-a întâmplat ceva foarte interesant, la modul că tângeam să-L cunosc pe Dumnezeu, iar în lăuntrul meu, în universul meu interior, simțeam că pot să comunic cu Dumnezeu. Și mi-aduc aminte că acest prieten al meu m-a lăsat undeva pe la pasajul Mărășești, de acolo până pe Splaia Unirii unde locuiam, era o distanță de 10 minute. Și toată acea distanță de 10 minute am parcurs-o rugându-mă. Deci tu erai într-o biserică în aer liber. Da. Eram într-o comuniune cu Dumnezeu. Și ăla a fost momentul în care pur și simplu simțeam o dorință foarte, foarte mare să-L cunosc pe El. Țin minte că am făcut rost de o Biblie, nu mai știu exact cine mi-a dat-o, și în prima zi am citit toată Evanghelia după Matei. Și am început după aia să îi spun mamei mele și tatălui meu lucruri pe care le știam din contextul ortodox, care nu se pliau pe ceea ce spunea de fapt Biblia. Apoi s-a întâmplat ceva interesant și anume... Ți s-a părut greu să înțelegi Evanghelia? Nu. Nu. Evanghelia după Matei nu. Mi s-a părut foarte, foarte ușor. Am avut ceva dificultăți când am mers mai departe către epistole, pentru că nu eram familiarizat cu terminologia biblică și atunci neavând niciun dicționar biblic. Nu, dar asta le spun eu. Și acum, scuze-mă, nu pot să mă abțin. Aș putea, dar nu vreau să mă abțin. Deci sunteți unii care sper că ne urmăriți, copii care ați crescut în casă, depocăiți cum vreți, oameni religioși, cu Biblie. V-a luat mamea Biblie din aia, Biblie din aia, cu fermoară, să se potrivească cu rochița, cu poșeta. Și nu vreau să vă supăr sau aș vrea să vă supăr, depinde de situație. Unii poate aveți de 2 ani Biblia și n-ați citit o Evanghelie, că vă este greu să citiți un capitol, că vă doare capul, că nu aveți chef, că e prea mare, că e prea mică, că e prea colorată. Gândiți-vă la cineva care primește un Nou Testament și citește repede o Evanghelie și a doilea lucru, chiar n-aș vrea să mai veniți cu scuze că nu pricepe Evanghelia. Adică cum să nu pricepe Evanghelia când Domnul Iisus Hristos vorbește pe limbajul copiilor și îl ascultau copiii și tu vii și îmi spui că nu pricep, că nu pricep toate virgulele, că nu pricep toate cuvintele, dar nu pricep pilda Domnului Iisus Hristos, atunci, scuze-mă. Ei bine, acela a fost momentul care pur și simplu a declanșat dorința de a și cunoaște pe niște oameni care se închină lui Dumnezeu cu adevărat. Și țin minte că s-a întâmplat ceva fascinant la modul în care câțiva din prietenii mei cu care consumam droguri în trecut și participam la fel și fel de petreceri, s-au întors și la Dumnezeu. Deci a fost un grup de 4 băieți care ne-am întors la independent Dumnezeu împreună, eu cu colegul meu de bancă și cu încă câteva persoane din liceul în care eram. Interesant este că s-a întors cu adevărat la Dumnezeu și acest dealer de droguri și el ne-a luat pentru prima oară la o biserică. Am fost la Biserica Buna Vestire, cred că se numește, era la vremea respectivă undeva pe la Scala, pe la Universitate. A fost o experiență ciudată, dar interesantă. Concepția mea despre biserică era că e un loc unde există preoți, există icoane și există lumânări. Când am intrat acolo și n-am văzut nimic de felul ăsta, pur și simplu am încremenit. Apoi au venit câteva persoane la mine, mi-au întins mâna și mi-au zis pace. Nici știam ce să trebuie să răspund. Cum? Război. Mă rog aminte ce am răspuns. Am răspuns amin. Să da, fie. Da, pe ori, da. Ai fost bine, ai fost pe fază. Și iar o experiență ciudată în biserică a fost că se cânta o cântare unui anumit Emanuel. Am înghețat în momentul. Te gândeai și a cui e ziua? Sau cui se închină oamenii ăștia? Că eu în Biblie am văzut de Domnul Iisus că trebuie să ne închinăm. Cui se închină? Și exista o prezență acolo care îmi șoptea în continuu ureche, pleacă de aici și nu te mai întoarce, ăștia sunt nebuni. Dar exista de asemenea o prezență care pur și simplu mă ținea pe locul ăla să nu plec. Iar apoi n-am înțeles nimica din predică, deci absolut nimica n-am înțeles. Mai avem și noi o caz de genul ăsta, dar nu-s predicile noastre. Da, nu neapărat pentru că a fost o predică slabă. Ci, nu, a fost bună, dar tu erai într-o altă lume, bănuiesc. Am impresia că era o predică de învățătură și eu, nevenind dintr-un context evanghelic, nu înțelegeam exact la ce se referă acolo.
Dar am continuat să merg la prietenul ăsta al meu, dealer de droguri, care se pocăise și ținea niște întâlniri la el acasă și în fiecare zi aproape ne vedeam și studiam Biblia și ne rugam împreună. El știa să cânte și la chitară și în felul ăsta ne și închinam. El fusese anterior căderii lui membru în Biserica Sfânta Treime și ne-a zis, măi, uite, eu vreau să mă reîntorc acolo, că simt că Dumnezeu mă cheamă acolo. Dacă vreți să veniți cu mine, mergem acolo. Așa l-am întâlnit pe fratele pastor Cornel Bulnicianu. Deci, conexia voastră, da. Da. Ce a fost interesant și asta cred că ar fi frumos de menționat, din patru oameni cât ne-am întors la Dumnezeu, ajunsesem în liceul din care făceam parte, în clasa 12-a, în fiecare pauză ne duceam jos, aveam o cameră și ne rugam și citeam din Biblie. De la patru persoane ajunsesem la un moment dat să fie 16 persoane acolo. Super. La un moment dat, țin minte că profesorul nostru de contabilitate se cobora undeva acolo jos și îi ruga pe cei care voiau să vină să se roage cu noi să nu mai coboare. Spunea, nu vă duceți acolo, vreau să face religie baptistă, noi suntem ortodoxi, nu aveți ce căuta acolo. La un moment dat, țin minte că au dispărut, nu știu cum, nu reușesc să-mi explic niște icoane de prin clasele de acolo și ne-au acuzat pe noi că le-am fi luat, deși n-am făcut asta. Dar puneam muzică creștină, aveam calculatoare în fiecare clasă și puneam muzică creștină, deci toată clasa noastră asculta cântările fraților de la Toflea, alea au fost primele cântări cu care am interacționat și a fost o perioadă faină. Am luat de multe ori note mici din cauza faptului că aveam Biblia pe bancă. Mi-am aminte de un episod tot cu același profesor de contabilitate. A venit în clasă, eu citeam din Biblie, încă era pauză, eram la Cartea Corinteni, mi-aduc și acum bine aminte, și s-a uitat la mine, mi-a zis, a, Sandu, faci lectură suplimentară, înseamnă că știi foarte bine lecția pentru azi, la tablă. Venea așa de supărat și după ce ne trântea mie și colegului meu care eram pocăiți, ne trântea cât un doi, era cel mai fericit după. Păi, liniștea-ți, uite cum v-a folosit Dumnezeu ca binecuvântare, liniștea-ți. Dar aveam să aflu încă ceva, aveam să aflu ceva interesant. În zilele alea îmi povesteau alți colegi din alte clase că se întâlneau cu profesorul respectiv pe metrou și îl întrebau ce faceți, domn profesor, și ascultați răspunsul lui. Deci am felul următor, uite, nu știu cui să-i dau un doi, lui Sandu sau lui Manolică sau la amândoi. Manolică fiind colegul meu care și el se pocăise, colegul meu de bancă. Deci aveam să experimentez chiar și eu prigoană. Cum se făcea că din toată clasa aia numai pe noi credincioșii ne vizăm? Noi am prins și... Eu mai râdeam așa la școală când catalogul zicea ia să vedem unde se deschide, oriunde se deschide. Ea era tot iuga, dar știi eu cum eram cu ei? Eram la mijlocul catalogului. Da, ea îl deschidea la final, a, iuga, păi eu tot nu vedeam acolo. Că așa, da, e ok și astea-s bune. Corneliu, acum inima ta, Cornel. Da. Corneliu după, a fost pentru misiune tot timpul, nu pot să spun că n-a fost, că tu ai fost și drept. În țară, mai țin minte torța misiunii, evenimente, ai fost în străinătate, da. Și ai rămas tot pe misiune. Asta e bine, perseverența. Da, unde ești acum, după tot istoria tot asta? Tot acolo la misiune sunt. E dorința mea de a îi ajuta pe oameni să simtă exact strigătul ăsta pe care îl auzim de la Valii. Eu am făcut și eu un studiu cu ei, am interacționat cu ei și sunt uimit să văd modul în care Dumnezeu a făcut ca acești tineri care erau pe o tangentă așa, total pierdută, au ajuns să devină slujitori al lui Dumnezeu. Sunt absolut deci copreșit. Tu continui să crezi că în generația noastră, astăzi, încă sunt oameni care îl caută pe Dumnezeu, da, în sufletul lor și poate nici nu-și dau seama că îl caută pe Dumnezeu, dar... Eu insist să spun bisericilor și lucrătorilor din biserică că undeva în afara zidurilor bisericii există oameni ca și Valii care, dacă nu ne ducem la ei, nu vor reuși să afle niciodată adevărul. Nu, că există și, cum să spun, acum trebuie să fim sinceri, există și prin biserici, nu condamnăm, dar să spunem o realitate. Există câte unii care spun, domne, generația asta nu mai are nicio treabă cu Dumnezeu, cu una, cu alta, n-are rost. Un lucru care mă deranjează enorm de mult, când mi se amintește uneori Cornel, versetul ăla cu nu aruncați mărgăritarele înaintea porcilor. Și, deci, cum, în momentul acela nu mai pot cu unii, deci cu unii rapt, cu unii spun, deci, du-te la vecinul tău, zic, doamne, iartă-mă, du-te la vecinul tău și citește versetul ăsta din Scriptură și spune, auzi cum înțeleg eu Scriptura, eu am mărgăritarele lui Hristos, tu ești porcul, nu le aruncă înaintea ta. Zic, băi, oameni, chiar așa, adică scoatem din context, deci eu cred că sunt oameni la care nici nu ne așteptăm.
care în sufletul lor îl caută pe Dumnezeu? Absolut. Uite, eu am făcut următorul experiment în perioada asta de izolare, de pandemie generală. Având dorința asta în suflet de a fi la dispoziția oamenilor care sunt, eu știu, în dificultăți, dar în același timp dificultatea mai mare e că nu-L știu pe Dumnezeu, n-au nicio speranță. Și m-am dus la secția de poliție, de unde aparțin, și am zis, uite, mă știți cine sunt, aveți aici toată evidența cu privire la mine, vreau să-i ajut pe oamenii care sunt necăjiți. Eu nu mă pot duce să mă prezint singur, că n-au încredere oamenii mine, oamenii care eu nu mă știu, din București. Și mi-au dat telefoane. Și m-am dus la oameni acasă să le duc alimente și le-am dat și Sfânta Scriptură. Care a fost reacția lor? Nimeni nu m-a refuzat să mă rog pentru el sau să citească din Biblie. Deci nu te-a pocnit nimeni, nu te-a înjurat? Nu, absolut deloc. N-ai avut harul ăsta. Nu, și am fost și împreună cu Val într-o familie, trei copii. O familie cu trei copii. Într-o situație extrem de delicată. Și am dus acolo și l-am dus Sfânta Scriptură, i-am invitat să-L cunoască pe Dumnezeu, dar una dintre bucurile mele foarte mari, apropo de mărgăritarele astea aruncate în locuri nepotrivite, am dus la un bărbat de 44 de ani, care era cu handicap, în scaun cu rotile, și timp de 3 luni, că n-avea pe nimeni să-i ducă de mâncare. El nu putea ieși din casă. Era la etajul 1, este la etajul 1. Și m-am dus să-i duc mâncare. Și după vreo 3 luni de zile m-am dus la el, mi-aduc aminte că terminasem videoconferința la biserică și m-am dus să-i duc de mâncare. Și când am intrat acolo, zice, pace frate Cornel. Limbajul ăsta este obișnuit între noi, știți cum e. Și întreb, dar stai, ce înseamnă asta? Nu înțeleg, ce vrei să spui? Păi că am terminat de citit Biblia. Și acum știu adevărul. În cât? În două luni de zile? Trei luni de zile. În trei luni de zile. Biblia sau Noul Testament? Toată Biblia. Că n-avea nimic altceva de făcut. Vezi, eu n-aveam nimic altceva de făcut. Bun, își putea ocupa dacă... Nu, era preocupat de asta. Și că am înțeles adevărul. Și am văzut bucuria. Apoi plângeam ca un copil acolo în casă cu ea. Pe toate astea se întâmplă în contextul în care oamenii sunt departe de adevăr. Și atunci cum arde în mine dorul ăsta să mă duc acolo spre ei. De aceea provocarea pe care noi avem ca biserică, eu lucrez împreună cu Vale acum într-o biserică care are ca viziune biserica pe drum. Este exact ce spunea Mântuitorul ucenicilor, dacă vă duceți aminte. Și duceți-vă la oile pierdute ale casei lui Israel și pe drum să propovăduiți și să spuneți. Noi am luat asta așa ca o provocare și am făcut o schimbare de strategie în structura bisericii noastre, în sensul în care nu ținem serviciu divin decât o dată, duminica. Că este important, nu vreau să se înțeleagă greșit. Da. Da? Venirea noastră împreună e o forță și dorul ăsta după casa lui Dumnezeu nu poate fi stins. Și să mulțumim lui Dumnezeu, să ne bucurăm, ne rugăm unii pentru exact. Alții, suntem împărtășie la masa Domnului. Dar porunca lui Hristos este duceți-vă în toată lumea și faceți ucenici din orice neam, din orice grupare etnică, dacă pot să zic. Și atunci dorința noastră este ca duminica dimineață să ieșim în diverse contexte unde oamenii nu au niciun fel de conexiune cu Scriptura într-un mod foarte personal, așa cum se spunea, cunoscându-L pe Dumnezeul Scripturii într-un mod extraordinar de puternic. Atunci vorbim cu oamenii, mergem în biserici care sunt mai lipsite de viață în jurul Bucureștiului, în locuri unde nu există deloc prezență evanghelică și vestim oamenilor despre Domnul. Este tot timpul pe drumul ăsta al propovăduirii Evangheliei. Și este fascinant. Pentru mine este o mare încurajare. Acum nu o să vă supărați pe mine și nu vă spun aproape nimic nou. Când noi spunem că România, așa este, ne place sau nu ne place, e o diferență între ce înseamnă dincoace de Carpați și dincolo de Carpați. Da, corect. Și no, spunem noi că în Ardeal și în zona aia, oamenii oricum nu neapărat că sunt mai religioși, dar cel puțin datorită conjuncturii sunt mai obișnuiți cu chestii din astea, cu evanghelii și altceva. Și le spuneam colegilor și așa, păi nu știu ce se întâmplă în Dobrogea sau în București, să zic, dacă ar funcționa. Dar eu le spuneam, auzi, dincolo de ce te zbați între ziduri, inclusiv tu ca slujitor, du-te în localitatea în care ești, ia, nu știu, satul de la capăt, du-te la prima poartă, să rămână Doamna Maria, Hristos a înviat, ce-o fi, cum se salut acolo, dacă mă știți e bine, dacă nu mă știți e bine. Zic, mai senzația mea este că nu prea mulți o să te refuze, să discuți două lucruri cu ei, să faci o rugăciune mai ales pentru ei. Dacă mai afli și că are o situație și mai faci o rugăciune și pentru copil, pentru nepot, soție sau cine o fi, dar ce spui tu este, dincolo de diferențele de temperament și de meniu și nu știu ce, nici în partea asta de țară tu nu spui că este exclus. Adică oamenii chiar
chiar sunt deschise, să stai de vorbă cu tine. Uite, înainte de pandemie, mai dau un singur exemplu și nu vreau să domin timpul. Dar este extrem de interesant ca să înțeleagă și colegii noștri și credincioșii din țară, mai ales cei din partea de vest a țării, unde e adevărat. Procentul este undeva la 90% dintre toți evanghelicii care sunt localizați acolo sau trăiesc acolo, okay? Doar 10% în partea asta. Deci e adevărat că zona asta de sud, sud-est a României e mai puțin expusă mărturiei celor credincioși în modul ăsta evanghelic. Dar înainte de pandemie m-am dus, am bătut la ușa cuiva. Eu, dacă sunt pe drum, acționez și așa. Nu mi-este rușine. Și dacă unii mă refuză, mă refuză. Asta e ok, na, ce pot să zic. Politicos, le spun, cer scuze și așa mai departe. Dar am sunat la ușă, le-am spus cine sunt și le-am întrebat dacă vor să știe mai multe despre Dumnezeu și despre Scriptură și m-au invitat în casă. El, ofițer în armată. Și a fost așa de surprins de ce a aflat din Scriptură, încât a vrut să aibă Scriptura, să o citească. M-au invitat din nou amândoi la ei acasă. După o săptămână când m-am dus, el mi-a deschis ușa și a început să se scuze. Ceva de genul, îmi pare rău, e așa. Și am crezut că s-a întâmplat ceva, că nu mă poate primi. Zic, nu-i nimic, lăsați că vin altul. A, ce, că nu despre asta e vorba. Dar care e problema? Și am invitat câțiva prieteni de-ai mei. Și vă rog frumos, nu vă supărați. Vreau, aș vrea să rămână și ei. Corneliu. Doamne, zic, cum să mă supăr, cum? În câteva săptămâni, în casa aceea, eram 25 de persoane. Era înainte de pandemie, să nu cumva să se înțeleagă greșit. Am 25 de persoane. Oameni care aveau întrebări de genul ăla. Uite, am un teren, vreau să-l vând. Frate, mi se ceartă cu mine, ce am de făcut? Și puneam de la Scriptură. Hai să vedem ce spune Scriptura. Păi a fost absolut fascinant în contextul ăla. Nu, dar mă gândesc, oamenii, vezi, noi dacă nu suntem atenți, încerc să mă gândesc la ce spunea Vali. Există un Dumnezeu. El își vede de ale lui în cele sfinte și sferile, așa. Eu trebuie să vând ogorul. Mă cer cu fratele meu. Să descoperi că Biblia nu e o carte teoretică pentru nu știu cine, că vine cu lucruri practice la problemele de viață de fiecare zi. Asta cred că trebuie să înțeleagă lumea, că în Biblie cuvântul lui Dumnezeu pentru viața mea acum și că Biblia este pentru relațiile mele și că Dumnezeu nu este doar acolo și nu este interesat doar în veșnicia mea, ci este interesat și în vremelnicia mea. Și eu le spun la mulți, e adevărat că Pavel când pune în comparație viața aceasta cu viața viitoare, spune că e nimic, nu viața aceasta, dar eu spun așa, cine îl cunoaște pe Dumnezeu ajunge la concluzia, dacă n-ar exista veșnicie și ar exista o singură zi, merită să o trăiești cu Dumnezeu, când îl cunoști pe Dumnezeu cu adevărat. Vale, faci tu chestiile din astea sau numai Cornel, că n-are ce face? Da, aș vrea să mă reîntorc un pic în timp, în urmă cu cred că 7 ani de zile. Imediat după ce m-am botezat în anul 2012, în aprilie, în Biserica Sfânta Treime și am început apoi să merg în evanghelizare pe stradă în Ferentari. Timp de un an de zile mergeam în fiecare săptămână, de două ori pe săptămână mergeam acolo și vorbeam cu oamenii pe care îi întâlneam la scara blocului, pe stradă. Țin minte că aveam un cup de evanghelizare. Și am stat de multe ori de vorbă cu cămătari, cu proxeneți, cu fel și fel de oameni. Interesant este că... Nu mi-a fost frică. Nu mi-a fost frică pentru că eram convins că, așa cum Scriptura mă îndeamnă prin vocea Domnului Iisus să vestesc Evanghelia și altora, asta e menirea mea pe pământ. Deși mi-a fost puțin inconfortabil la început să inițiez un dialog cu oamenii. Acolo a fost problema mea, dar ușor, ușor, văzând deschiderea oamenilor față de Evanghelie... Eu știu unde cred că e problema unora care n-au făcut asta de mult. Că ne ridicăm foarte multe scenarii în minte. Dacă nu-mi deschide, dacă mă primește, dacă crede că vin să le fur, dacă... Și probabil în mulțimea întrebărilor găsim atâtea răspunsuri negative că ajunge la concluzia, mai bine nu mă duc. Da, iartă-mă, te rog. Mai există încă două elemente. Unul e rușinea, unul are rușine. Nu, că ai zis tu, eu pe tine am vrut să întreb, că ai zis că nu-mi e rușine. Nu-mi e rușine. Dar ce spune Mântuitorul? Cu rușinii de mine? Bun, teoria o știm, Cornel. Dar teoria asta este aplicată în viața celor care trebuie să iasă cu îndrăzneală în afară. Nu-mi e rușinii de Evanghelie, spunea Pavel. Eu vestesc această Evanghelie și alta este frica care paralizează pe unii.
frica asta de lume, de sisteme, de așa mai departe, de reacțiile oamenilor, nu trebuie să ne fie frică? Dumnezeu e cu noi. Bun, și dacă plec cu frică, tocmai atunci o să-mi dau seama că Dumnezeu îmi păzește. Dumnezeu este acolo. Adică și dacă am un pic de... Eu cred că ce greșim noi este că intrăm pe o pauză și după ce intrăm pe pauză nu mai avem gustul acela, nu mai avem bucuria, nu mai avem experiența cu Dumnezeu și până nu începi, pe de altă parte eu cred că este o luptă spirituală să ne țină diavolul acolo, chiar cu lucruri bune, că nu cu păcate, să ne țină acolo și suntem bine mersi, iar oamenii se duc înspre pierzare, că noi tot avem niște frământări, poate ne găsim chiar și scuze biblice, scuze că... Pe mine m-a ajutat mult și, și faptul că... Băiatul care cumva m-a mentorat la început avea o chemare de evanghelist și atunci o perioadă am putut să observ felul în care el interacționa cu oamenii, iar apoi am copiat modelul acela și pe parcursul timpului am început să improvizez și să-mi creez propriul meu stil de a interacționa cu oamenii. Au fost și momente un pic mai ciudate, au fost anumiți oameni care scoteau sabia și ne-au fluturat așa un pic pe la bărbie. Dar nu mi-era frică, știți de ce? Pentru că nu-mi doream nimic altceva în afară de Domnul Iisus Hristos. Și după ce l-am cunoscut, mentalitatea mea a fost schimbată exact în modul în care a fost schimbată și mentalitatea lui Pavel. Dacă trăiesc, slavă Domnului, să-L slujesc pe El. Dacă mor, e bine de mine pentru că merg în împărăția lui Dumnezeu. Acolo voi fi o veșnicie cu El, nu voi mai cunoaște greutățile de pe pământ, nu voi mai cunoaște lipsurile, neputințele de pe pământ. Și mentalitatea asta m-a ajutat să nu-mi fie frică de ceea ce întâlnesc în cal. Am fost la un moment dat plecat în Anglia cu programul Work and Travel. Era un program accesibil studenților. Eram în anul 2 de facultate la SE și m-am rugat să ajung în casa unor oameni credincioși. Eu am plecat din România având locul de muncă asigurat acolo, dar neavând un loc de locuit. Și țin minte că asta m-am rugat. Am zis, Doamne, eu cred că Tu mă duci în casa unor oameni credincioși acolo să locuiesc. Și am ajuns în casa unui conducător de adunare din Țăndărei, ia Lumița. Ei sunt penticostali. Fascinat de cât de mult îmi plăcea Scriptura și studiam Scriptura, acolo fratele respectiv m-a rugat să dau câteva îndemnuri la biserica lor, iar apoi m-a pus chiar să și predic de vreo... De fapt, de mai multe ori m-a pus să predic. Când m-am întors înapoi în țară, are legătură cu ce vreau mai devreme, mi-am dat seama că în contextul de acolo exista mult legalism și am început să fac un cerc biblic de studiu pe cartea Galateni, că mi se părea mie că e cartea care abordează cel mai bine aspectul acesta legalismului și care ar trebui să fie perspectiva biblică. Și am luat încă 3 prieteni de-ai mei să studiem cartea Galateni. La un moment dat am ajuns de la 4 persoane să fim 25 în jurul Scripturii. Era în casa cuiva, nu într-o biserică. Da, în casă la mine a pornit toată lucrarea asta. Și mi-am dat seama că putem face mai mult de atât. La un moment dat a venit ziua de 1 mai și am gândit să facem un grătar în care cei care deja participau la studiu biblic să-și invite și prietenii, membrii familiei. Am fost, cred că, 50 de persoane atunci la grătarul respectiv și eu am ținut la un moment dat un îndemn din Biblie. Pur și simplu a fost, cred că, o revărsare a prezenței lui Dumnezeu peste noi, pentru că s-au pocăit atunci, cred că, 15 sau 20 de persoane. În ziua aceea. Și eu aveam o predică strălucită. Da, bun. E puterea lui Dumnezeu care transformă. Puterea lui Dumnezeu trece peste limitele noastre omenești. Și eram mulți. Și stăteam și mă gândeam, măi, ce fac acum? Și vedeam anumite inclinații ale celor ce se pocăiseră spre muzică, spre oratorie. Și atunci am gândit să facem un program de tineret, sâmbătă, la cineva în casă, care să cântăm câteva cântări, să ținem o predică, să ținem câteva îndemnuri. La un moment dat m-am reîntâlnit cu fratele Cornel la o nuntă și fratele Cornel mi-a zis, măi, Vali, uite ce mi-ar plăcea mie să putem închirea aici, sala asta, să putem face o biserică. Și atunci am povestit fratelui Cornel că mă ocup de un grup de aproximativ 50 de persoane care ar fi deschisă la ideea plantării unei biserici. Și așa am plantat... Bun, da, acum, pe bune, voi nu sunteți un pericol la biserica locală?
Adică e și în glumă și în serios. Nu, eu la modul serios, Cornel, uite, te întreb pe tine pentru că tu ai slujit o viață în biserică, da? Deci, dintr-un punct de vedere, înțelegi biserica, înțelegi sistemul cu bunele și plusuri deja. Eu acum când vă aud, stând pe, nu știu, scaunul slujitorului sau ceva, păi voi ce faceți? Țineți studii biblice acasă, vă duceți pe stradă, îi luați pe ăia, nu știu ce... Păi pericolul ăsta eu l-am asumat și am acceptat riscul ăsta și am continuat să încurajez pe oricine am întâlnit să devină un evanghelist, să devină un misionar, să devină un lucrător. Și am constatat că în toată perioada asta de 30 de ani s-au înființat destul de multe biserici. Împreună cu Biserica Sfânta Treime și slujitorii de acolo s-au plantat vreo 50 de biserici. Și nu ne oprim, pentru că nevoia mare de tot în partea asta țării este de biserici noi, vii, de oameni care să facă ceea ce spune Vale că se întâmplă, în casele oamenilor. Eu m-am dus acolo într-o altă casă unde erau numai persoane din afara contextului evanghelic. N-avea amvon. Nu, deloc, categoric. Și care a fost surpriza mare? Că, apropo de înțelegerea Scripturii, eu nici n-am apucat să zic eu ceva. Oamenii interpretau din ce citeau din Scriptură, frate Viorel, erau, ziceai că sunt instruiți în Biblie de când lumea. Nu, eu când vorbea Vali, că o spus el trei cuvinte și o s-o păcăi 15 sau coți acolo în grădină sau unde a fost, mi-am aduc aminte că ne-ai povestit într-un context, ne-am întâlnit noi colegi, ai fost în Brazilia sau nu știu unde. Și ai zis, am zis și eu acolo, adică nu exact. Mi s-a părut că am zis, translatorul nu mai putea că plânge, oamenii au început să se pocăiască, adică Dumnezeu chiar poate transforma oameni și transformă și astăzi și noi ne chinuiam ca să mai dăm din culise, că nu credeți că stăm noi aici și facem atâtea pregătiri, că suntem aglomerați cu multe alte. Tot ne gândeam ce poză să punem acolo și am zis că punem o ușă de biserică. Nu știu dacă sunteți ușă de biserică, iertați-mă sau nu. Punem o ușă de biserică, nu ne-a preieșit nouă, că ne-a presat timpul, dar am ținut să scrieți, duceți-vă în toată lumea, adică din biserică să ieșim afară. Acum, credeți-ne, ascultați-ne bine, noi am crescut în biserică. Noi chiar ținem la închinările bisericii. Categoric. Și noi credem că e foarte important trupul lui Hristos să vină împreună și fiecare mădular să-și aducă contribuția, dar nu ne putem opri aici, adică dacă vorbim de parte, haideți să luăm clasic pentru cei care chiar iubiți casa Domnului în sensul și de ziduri, vă lăsăm toată duminica, nu numai un serviciu, vă lăsăm toată duminica în casa lui Dumnezeu, dar dragii mei, mai există 6 zile în săptămână, hai să tăiem din ele, să fie când trebuie să ne gândim la cei din afara zidurilor. Discutam într-o altă emisiune cu cineva. Să știți, pentru noi cei care suntem obișnuiți cu biserica, pentru oamenii din afară, e o lume total străină. Ei nici nu știu cum se deschide ușa la biserică, n-au curaj, aud atâtea lucruri, mai ales rele despre noi, nu știu dacă să vină, să nu vină, îi mâncăm, îi bem, ce facem cu ei. Poate dacă noi ne-am duce într-o altă cultură, la o altă religie, am vedea și noi cât suntem de aerieni și oamenii nu neapărat au curajul să vină în biserică, plus că există forțele acelea spirituale care vor să-i țină departe de Dumnezeu. Și atunci soluția este tot a Domnului Iisus Hristos. Duceți-vă voi. Te duci la vecini. Nu pot, Corneliu, acum arădenii nu mai au cum să se supere pe mine, că dacă nu s-au supărat până acum. Dar am avut cazuri în Arad și am spus-o în biserică. Să vină cineva în biserică la Arad să se pocăiască. Și când îl mărturisești la cateheză, cine te-a chemat? Zice, nu m-a chemat nimeni. Adică, omule, hai că vorbim de partea asta a țării, mai aridă, da? Dar unde poți să ai atâția oameni care îl cunosc pe Dumnezeu, știu că nu este imposibil, dar totuși să n-ajungă niciodată Evanghelia la tine prin cineva, asta trebuie să ne dea de gândit. Deci noi încercăm să vorbim de închinarea înăuntru, dar nu putem să uităm de închinarea din afară. Și mai ales n-ajunge nimeni la marginalizați. Ok? Spun un termen generic. Da. La oamenii n-ajunge nimeni. Și dacă e nevoie de un argument pentru cei care gândesc așa, un argument biblic, aduceți-vă aminte că Mântuitorul, după ce a avut experiența aia cu vindecării slăbănogului, zice Cornilescu, paraliticului acela, da? Erau niște persoane, zice, că au dus prin acoperiș pe acela, da? Trebuie să fi fost cel puțin 4, nu? Să coboare un bolnav. Nu, îți spun eu, au fost mai mulți. Și spun de ce. Probabil că l-au dus, purta de 4 inși, dar erau mai mulți. Dar nu zice 4, niște oameni, zice acolo. Zice 4. Și asta e interesant, zic că erau proporția, nu? Cel puțin 4 persoane pentru un om în nevoie, nu?
Fantastic. Dar spune textul acolo, dacă uitați în Luca 5, Mântuitorul spune că după aceea i-a luat pe ucenici și s-a dus la, vamă să-l întâlnească acolo. Pe Matei, da, pe Levi. Pe Levi. Ok? Și ăsta era marginalizatul cultural. Nimeni nu-l băga în seamă. Era un trădător, era un pierdut acolo în contextul ăla. Și Mântuitorul se duce la el și spune, vreau să stau cu tine acasă. Păi și în ideea săracilor se propovădește Evanghelia, exact. Tot marginalizat. Și atunci, aici, asta trebuie să lucrăm noi împreună. Avem închinarea comună în biserică. Nu trebuie pierdut asta. Dar biserica nu e numai aia care se adună între ziduri. Biserica e acolo răspândită pe drum. Nu, eu biserica cred că acolo e forța care mă ajută să mă duc în afară. Exact. Adică veniți, exact. Vă hrăniți împreună, mulțumesc, exact. Lui Dumnezeu, împărtășiți, exact. Și cu puterea asta duceți-vă. Exact. Plus că noi am văzut că există două tipuri de evangelizare în Scriptură. Evangelizarea tip Ioan Botezătorul, care îi chema pe oameni și eu am observat că... Se duceau acolo unde era el, poate, da? Poate prea mult timp noi, bisericile evanghelice, am făcut exact acest tip de evangelizare. Ok, aici e biserica, avem program de la ora asta la ora asta, veniți aici, vă așteptăm. Bun, dacă vin, da, Ioan, dacă nu mai venea nimeni, nu are vorbea de unul singur sau ce facea. Dar apoi am observat că Domnul Iisus Hristos a practicat o altă metodă, și anume Domnul Iisus ducea să întâlnească pe oameni la locurile lor de muncă, la casele lor. Și atunci credem că acest imperativ pe care Mântuitorul ne învață în Scriptură ne îndeamnă și ne poruncește să mergem și să-i vizităm noi pe oameni. Exact. În Scriptură, Noul Testament, evident, sunt vreo 132 de cazuri de persoane pe care le-a întâlnit Mântuitorul în diverse situații. Unele sunt identificate cu numele persoanei astea, altele nu. Doar întâlnit pe cineva. Slăbănog, femeie prostituată și așa mai departe. Dintre 132 de persoane, doar 10 dintre ele erau în templu și în sinagogă. Celelalte 122 erau pe drum și în casele lor. Și dacă asta nu ne comunică pasiunea pe care Mântuitorul o avea pentru oameni, atunci ce ne comunică? Și eu cred, dacă pot să zic și asta, că perioada asta de pandemie este un semnal de alarmă al lui Dumnezeu către noi să ieșim mai mult în afară. Să nu pierdem din vedere imperativul duceți-vă. Că dacă îl pierdem, s-ar putea ca anumiți oameni să ajungă în iad fără să afle vreodată adevărul. Trebuie să mergem la ei. E porunca Domnului. Duceți-vă în toată lumea. Bun, uite, foarte scurt, acum ne presează timpul. Să zicem că v-am ascultat și chiar îmi pun problema cumva să fac ceva. Nu să fac totul dintr-o dată, dar măcar să încep cu un mic pas. Da? Ce mă califică pentru asta? Ce ar trebui minimul necesar să-l am ca să mă calific să ies în stradă, să vorbesc cu oamenii? Trebuie să fie persoane care au convingerea că Dumnezeu există cu adevărat, o persoană născută din nou și o persoană care să fie la dispoziția Domnului. Nu e nevoie de altceva. Nu, trebuie un șablon. Eu vin cu ei și merg împreună cu ei. Facem împreună asta. Învățăm împreună. Sunt pași simpli, extraordinar de simpli și plini de putere. Și pot conta aici, dacă am inima sinceră, că Dumnezeu nu mă va lăsa de rușine și îmi va da... ce e necesar, înțelepciunea necesară, cuvintele necesare vis-a-vis de persoana pe care o întâlnesc. Pot avea convingerea asta că Dumnezeu va fi cu mine dacă mă duc să fac chestia asta? Păi, categoric, da. Nu există alt context în care Mântuitorul să ne spună că e cu noi decât în contextul ăsta al misiunii. Zice, duceți-vă și faceți-o nici din toate neamurile și iată, eu sunt cu voi în toate zilele până la sfârșitul viacului. Păi, trebuie să credem promisiunea asta. Altfel nu avem cum să acționăm, dar eu sunt copleșit de nenumăratele exemple de oameni care cu lacrimi în ochi l-au primit pe Domnul în diverse contexte. Sau alte persoane care au făcut lucruri de genul ăsta, până o soră din biserică a găsit un portofel cu bani pe stradă, rugându-se pe stradă. Și era acolo actul de identitate și s-a dus la persoana respectivă, a bătut la ușă, sunteți persoana, în sfârșit, dați-mi, vă rog, actele măcar dacă le-ați găsit, că erau actele acolo. Și doamna, sora credincioasă, întreabă, da, sunteți persoana respectivă? Da, zice, eu sunt. Ați găsit cumva actele? Zice, da, câți bani aveați? A, uitați-vă, aici sunt toți. Persoana aia sprijinit de ușă și a zis, sunteți cumva îngerul lui Dumnezeu? Că nu vine să cred că poate fi adevărat. Sunt copilul lui Dumnezeu. Și da. Sora se spune, nu, mergeam pe stradă, mă rugam și am văzut portofelul ăsta și te-l duc acasă. Spune-mi unde te duci, că vreau și eu să mă duc acolo, a fost răspunsul. Păi, cum să zic,
astfel de mărturii sunt absolut copleșitoare, o fel de rescriere a Scripturii, dacă vreți, pentru generația noastră. Exact asta am vrut să vă spun. Eu cred că mulți care citiți Sfânta Scriptură, și eu sunt în categoria respectivă, când citim Cartea Faptele Apostolilor, atât de încântați suntem să-L vedem pe Dumnezeu prezent, să-L vedem pe Dumnezeu făcând minuni, să vedem pe Dumnezeu cum transformă oameni. Dragii mei, realitatea simplă și clară este aceasta. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dumnezeu este același, Evanghelia are putere, oamenii sunt păcătoși, au nevoie de Evanghelie. Altă cale pentru împăcarea cu Dumnezeu decât pocăința și credința în Domnul Iisus Hristos nu există. Dar nu poți să stai cum stăm noi în generația noastră, comozi între pereții noștri, cu fricele sau bucuriile noastre, și să experimentezi puterea lui Dumnezeu de la cei care umblau. Dacă te uiți la oamenii respectivi, oamenii respectivi se așezau la dispoziția lui Dumnezeu și umblau din loc în loc, în persecuție, în libertate, unde erau primiți bine sau rău și vesteau Evanghelia. Mă gândeam la următorul lucru. Bănuiesc că sunt foarte multe persoane cărora dacă le-ai putea face o întâlnire de 5 minute cu Domnul Iisus Hristos, ar fi gata să plătească mai mult decât ne putem imagina. Ascultă-mă bine. Nu ai bani să plătești ca să meriți o întâlnire cu Domnul Iisus Hristos. Dar Cornel ne-a adus aminte ceva în seara aceasta. Dacă ne implicăm în răspândirea Evangheliei și mergem să fim martorii lui Hristos în lume, aproape sau departe, unde ne trimite Dumnezeu cu puterea care ne-o dă El, Hristos ne asigură prezența în mod gratuit, nu trebuie să plătim. Vine El pentru că este lucrarea Lui și noi suntem uneltele pe care El le folosește. S-ar descurca mult mai bine fără noi. Toți știm că a ales să-și arate slava folosind niște unelte slabe ca noi. Rugămintea mea este: pleacă genunchiul înaintea lui Dumnezeu și spune: Doamne, eu nu știu, oamenii ăștia spun povești nemuritoare, se aplică numai lor, este ceva ce ai vrut să-mi vorbești și mie, dar asumă-ți riscul, deși nu este un risc, dar asumă-ți riscul să spui: Doamne, habar n-am ce ar trebui să fac, nici nu știu unde mă vei trimite, nu știu dacă mă voi descurca, dar dacă tu mă convingi și îmi vorbești în continuare inimii că trebuie să fac ceva, sunt la dispoziția ta. Vei vedea că Dumnezeu are surprize pentru tine și mai frumoase. Și dacă vrei să experimentezi puterea lui Dumnezeu și minunile lui Dumnezeu, du-te cu Evanghelia. Folosește timpul de închinare la biserică și folosește inclusiv întâlnirea bisericii să te duci să mărturisești. Aș vrea să fac ceva mai mult pentru Domnul, rugați-vă pentru mine. Mi este frică, mi este rușine, nu știu ce să spun, sunt bâlbâit, numai le cuvintele. Așează înaintea lui Dumnezeu slăbiciunile tale și Dumnezeu va face lucrări nemaipomenite. Așa vei fi tu o inspirație pentru alții. Tare mult mă bucur că v-ați făcut timp, că ați venit la întâlnirea aceasta. Știu că puteați spune multe. Dacă o să vă contacteze oamenii, știu că o să-i primiți cu bucurie. Cu drag. Vă doresc în continuare binecuvântarea lui Dumnezeu. Continuați să umblați, nu vă opriți. Când vă opriți, ar putea să vă împotmoliți, să paralizați. Dar dacă pe drum, până drumul sfârșește acasă în glorie, că Iisus Hristos este cu noi pe drum, câteodată și când drumul nu este bun, dacă ne îndreptăm spre Emaus, El vine cu noi să ne ia frământările ca să ne aducă înapoi unde vrea să ne trimite El. Vă mulțumim tare mult că ne-ați primit în casele voastre. Sperăm să rămânem în sufletele voastre. Rugați-vă pentru ei, rugați-vă pentru noi, rugați-vă pentru biserica voastră. Dacă vin slujitorii bisericii și vă cheamă la ceva, răspundeți cu bucurie. Dacă aveți voi o idee, nu așteptați până vă spun ei. Duceți-vă cu atitudine frumoasă, frățească, smerită. Duceți-vă și mărturisiți ce v-a pus Dumnezeu pe inimă și împreună unii cu alții și împreună cu Iisus Hristos, să semănăm adevărul curat ca Dumnezeu să culeagă rod și toată slava pentru că El merită.